Sute de români au fugit de temperaturile sufocante ale acestor zile în băile Herculane. Fie că se răcoresc în apa strandului din centrul stațiunii, fie în piscina hotelurilor, oamenii spun că au venit să se bucure de vacanță, chiar și doar pentru un sfârșit de săptămână. Chiar dacă afară sunt multe grade în termometre, în apa strandului din centrul stațiunii e mai bine. Turiștii care nu fac baie se relaxează sub umbrelă, pe șezlong, pe marginea bazinului sau se răcoresc cu o băutură brumată de la bar. Veniți din localitățile învecinate sau din alte orașe, oaspeții spun că se bucură din plin de atmosfera de vacanță. E frumos, aici are și bunica mea acasă. Te simți bine? Da, foarte. Ce faci aici? Mă not, fac. Te bucuri de soare, de piscină? Da. Cum e apa în piscină? Caldă. Vin de la Timișoara, am ales stațiunea Băile Herculane pentru că sunt cu bunicii mei și apa termală le face lor bine. Și e foarte frumos, stațiune de munte, vremea e foarte bună, e cald. Vă simțiți aici? Foarte bine. De ce ați ales Băile Herculane? Este aproape și multă lume, e frumos. Cum e atmosfera? Perfectă. Îmi place foarte mult aici. De ce ați ales Băile Herculane? Păi, nu eu am ales, părinții mei. Și ești mulțumit de alegerea lor? Da. Ce faci aici? Fac baie în piscină. Și hotelurile sunt aproape pline în această perioadă de concedii. Cei mai mulți turiști au ales stațiunea pentru tratament balnear, dar între ședințele și curele cu apă termală se bucură de zona spa a resorturilor. Facilitează mai ales pentru tineri, dar și cei pentru care au familii. Cel puțin hotelul Minerva are o grămadă de atracții și mâncare bună, strandul, toate condițiile sunt foarte ok. Vin din Maramureș și am ales Băile Herculane pentru soțul meu, care are niște probleme la mâini, la umăr, să-și facă niște tratamente și mi-e place. Am fost și anul trecut și e asta. La piscină, cum vă simțiți? Foarte bine! Facem tratament. În baza de tratament avem 5 proceduri fiecare. Am mai fost și anii precedenți, atunci am primit bonusul. În afară de tratament, am făcut plimbări, am fost la Dunăre, ne-am dus în sus până la 7 izvoare. E foarte frumos, e minunat aici. Eu fac și în alte locuri prin țară și, din obișnuință, după astfel de perioade, mă simt mai bine. În special pentru zona lombară, dar cu vârsta și genunchii e cam dor. Gradul de ocupare este aproape de 100%. Este perioada de sezon. Oferim oaspeților noștri, pe lângă accesul gratuit la facilități, la bazine, la saune, la sala de fitness, avem activități speciale pentru copii, tot felul de jocuri interactive, concursuri de dans și pictură și, evident, program de muzică în fiecare seară. Hotelierii spun că pe tot parcursul lunii august, gradul de ocupare al resorturilor va fi de peste 90%.